ați venit la o nouă ediție a emisiunii Zoom Cultural. Sunt Mihai Ionescu și vom face astăzi o călătorie în lumea minunată a sculptorii. Apoi, câteva informații despre un târg care a avut loc pe o stradă din capitală. Sunt alături de Ioan Ladea, un cunoscut sculptor contemporan. Vom încerca să aflăm astăzi, alături de dânsul, câteva din secretele sculpturii. De ce sculptură? Ce înseamnă pentru tine sculptura? Este un mod de viață ca oricare altă meserie, ca oricare alt mod de viață. Este modul meu de viață. Sculptura. Am început în anul 1978, m-am dus la Liceul de Arte Plastice, am urmat secția de sculptură, apoi secția de sculptură a Facultății de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, acum îi spune Universitatea Națională de Arte, sună așa foarte pretențios. Și dacă asta am făcut de atunci până acum, e obișnuința, a devenit a doua natură. Oricum, nu știu la asta când mă pricep, dar la ceva oricum nu mă pricep, așa că merg înainte cu... De ce ai ales sculptura ca și formă de manifestare artistică, ca să zic așa? Adică ce te-a făcut să te îndrezi către sculptură și nu pictură, să zicem, sau altă? Mi se pare sculptura foarte... dă posibilitatea celui care o practică, celui care lucrează, să se exprime în trei dimensiuni. Pictura este fermecătoare, lucrează cu culori, încântă ochiul mult mai repede, însă forma tridimensională, forma în spațiu, mi se pare cea mai completă dintre artele plastice. A da viață unor personalități, unor personaje, unor imagini care să sugereze niște idei și care să transmită celor care vin după noi părerea noastră despre, că de fapt asta este, părerea noastră despre o anumită realitate căreia îi dăm formă în bronz, în piatră, în lemn, în funcție de materialul propus și ales, în funcție de temele pe care le primim sau ni le alegem. Aici mă regăsesc cel mai bine. Aici mă simt cel mai împlinit, mă bucură cel mai mult. Mă fac să cred că asta este menirea mea pe lume. Probabil că de asta am... Spune-ne, te rog, câteva din secretele sculptorii. Adică cum decurge programul unui sculptor? Ce înseamnă pentru el programul de lucru? Cum se desfășoară o zi de lucru? Câteva secrete. Foarte simplu, trei lucruri trebuie să te ocupi, mai ales în domeniul sculptat și în alte domenii. În primul rând muncă, apoi muncă și la sfârșit muncă. Deci fii de dimineață și te apuci de treabă. Și cât te ține energia și inspirația, mai ales că în cazul meu pofta vine și mâncând, în sensul că odată ce te apuci de lucru, îți intri într-un ritm și intri într-un firesc, lucrurile decurg una dintre alta. Nu cred că sunt foarte mulți aceia care se scoală de dimineață așa cu idee genială și vor ști cum arată rezultatul muncii lui până la sfârșitul zilei. Văd că lucrezi, mă uit împrejur, văd că lucrezi la mai multe piese deodată, ca să zic așa. Toate sunt comenzi sau unele sunt pur și simplu? Unele sunt comenzi, altele sunt niște idei ale mele pe care mi-ar place să le edific la un moment dat. Altele sunt niște machete în urma unor discuții purtate cu diversi și noi putem discuta împreună despre un anumit lucru și fiecare să-l vadă altfel. În momentul în care am un beneficiar sau o persoană care își dorește ceva, în urma unei discuții pe care o porc cu acea persoană, eu încerc, îmi fac o imagine și încerc să fixez această imagine în tridimensională, într-o lucrare care să conțină acea imagine, iar persoana respectivă să poată să vadă nemijlocit cam cum văd eu. Darul nostru este că putem transpune ideile în imagini și în imagini tridimensionale, mai ales cultura.
Spune ceva despre planurile de viitoare expoziții sau ce evenimente pregătesc. Tot pregătesc de foarte mult timp o expoziție personală pe care nu știu când voi avea posibilitatea și când voi reuși să o încheg. Știu cum vreau să arate, lucrez cu răbdare la treaba asta. Spune ceva despre lucrările tale, titlurile sau arată-ne ceva în mod special. Lucrările mele, cele de for public, se pot vedea în locurile publice în care sunt amplasate. Am o lucrare care cred că s-a inaugurat, am predat-o înainte de anul nou și cred că s-a inaugurat undeva la Iași. Este vorba de un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe, Cipriot Ieldă Origine, și care a fost un râvnic lucrător al Bisericii Ortodoxe Române înainte de a se întoarce în Cipru. Acum vreo 2 ani am avut onoarea să execut o lucrare care se află în fața Academiei de Studii Economice. Este bustul lui Xenopol, cel care a fost inițiatorul în alte școli de studii economice și industriale, să numai atunci. Am avut ocazia să lucrez pentru Spitalul Militar Central, unde am avut de executat bustul generalului aviator Atanasiu. Am avut ocazia, uite, să execut un monument închinat lui Liviu Vasilică, un mare rapsod popular, la Alexandria se află. Am lucrat pentru primăria din Ghermănești, unde am făcut un Vlad Țepeș. Am la Buftea, un Eminescu. Meșter și în cuvinte, la fel ca și în materiale pe care lucrează, Ioan Ladea ne-a dezvăluit câteva din tainele sculpturii. Sperăm că v-a plăcut și ediția de astăzi. Ține legătura pe pagina de socializare Zoom Cultural. Până data viitoare, vă mulțumim pentru atenție și o săptămână minunată! Astăzi, la Agenda Culturală, vă vom prezenta un festival inedit desfășurat chiar în centrul Bucureștiului. O uliță a vechiului București cu o istorie aparte, strada Puțului Zanfir, a fost închisă circulație mașinilor pentru o zi. De ce? Pentru a-i face pe bucureșteni să retrăiască atmosfera boemă a vechiului târg al Bucureștilor. Mașini de epocă, galerii de artă, expoziții culinare, vechi ilustrate, ateliere de pictură, expoziții de vinuri vechi și muzica veche au creat o atmosferă tipică sfârșitului de secol XIX. Mai multe din secretele acestui festival vom afla chiar de la expozanți. El am lângă mine pe Colo, care ne va spune ce a adus din vechiul București la acest festival. Da, noi încercăm să recreăm măcar câte puțin din naturalețea și originalitatea acestei meserii de bărbier, care, după cum știm, specifică și avea o notă foarte importantă în sfârșit de secolul XIX, chiar și după, putem vorbi chiar de perioada interbelică, unde domnii veneau la bărbier dimineața sau și încercau să... Era, de fapt, un obicei foarte natural de a trece pe la bărbier înainte să mergi la muncă, înainte să ieși în societate. Fie că vorbim de cultura hip, care se poartă acum foarte mult, sau poate de mai recentul Lumber Sexual, toate au în originea lor legături cu aceste perioade, așa cum ziceam, chiar sfârșitul secolului XIX, început de secolul XX, chiar și perioada interbelică. Sunt binevenite astfel de festivaluri pentru bucureșteni? Sigur, sigur că da. Întotdeauna este bine să încerci să recrești ceva din trecut, mai ales tot ce însemnau și ce oamenii și mai ales gentlemanii din perioadele trecute considerau a fi valoare. Îl am lângă mine pe Eugen Pan, care este organizatorul acestui festival. Spune-mi cum ți-a venit această idee. Acum 2 ani, împreună cu vecinii, ne-am gândit că ar fi foarte frumos dacă am redat strada Bucureștiului de altă dată și am reușit, ne-am organizat, ne-a luat un an de zile și anul trecut am reușit pentru prima oară să închidem traficul rutier pe Puțul lui Zanfir și să conlucrăm împreună absolut toți locatarii, făcând o chestie frumoasă. Și eu zic că a ieșit bine, lumea vine mulțumită, nu sunt mici, nu sunt grătare, e totul foarte civilizat și legat de artă, ceea ce
cred eu că e un plus. Am văzut și am rămas plăcut surprinsă de expozițiile prezentate, expoziție de artă prezentate la acest festival. Ce artiști cunoscuți prezinți? Am organizat cât un pic din portofoliul galeriei, am scos în stradă și am prezentat pe Matei Șerban, pe Paul Hitter, pe profesor Vasile Grigore, tânăra absolventă Livia Casting și, în general, cam din portofoliul galeriei, care în general cunoscut și, zic eu, lumea se bucură să vadă că arta e în stradă, pentru că, în general, e o barieră peste care publicul trece greu, și anume intratul direct într-o galerie. Îi mulțumim lui Eugen și așteptăm cu nerăbdare festivalul de anul viitor.